Sobieschi și românii, după Constantin Negruții. Iar Negruții șterge colbul de pe cronice bătrâne, căci pe mucedele pagini stau domniile române. Citat din Mihai Eminescu, Epigonii. Inclusă în fragmente istorice, alături de Aprodul Purice, Alexandru Lăpușneanu, povestirea Sobieschi și românii este inspirată din istoria Imperiului Otoman de Dimitrie Cantemir. Pe drumul ce duce către cetatea Neamțu, pe la sfârșitul lui septembrie 1686, se vedea o oaste mergând. După un trup de lanceri ce deschidea marșa, urmau 12 tunuri mari trase de boi, apoi o ceată de ofițeri călări, trăsuri, bagaje, pedestrași, șleahtă pospolită, amestecați în neregulă, cu steagurile strânse, cu capul plecat, cu armele răsturnate, cu întristarea pe față. Iar acei trei ofițeri sunt hatmanii Iablonovski și Potocki și cel din mijlocul lor însuși Ion Sobieschi, regele Poloniei. Ce castel e acesta? La vreme de război, aici domnii Moldovei obișnuiesc a-și trimite averile lor. Așa, să mergem dar să-l luăm. Eu aș zice să lăsăm cetatea aceasta și să ne urmăm drumul înainte. Avem tunuri de câmp, nu de asalt. Ba, prenumele patronului meu, n-avem tunuri, vom lua o dar cu mâinile. Numele măriei tale e destul tun. În cetățuie se aflau 18 plăiești trimiși de ispravnicul de Neamț pentru străjuire. Mai bea o dușcă, băiete, și spune, ce ai mai văzut la Iași? După ce am văzut că dușmanii și-au luat drumul spre țara lor, am apucat de-a dreptul piste Codri. Dar oare ce puciumă străjerul? Leșii sunt și-au schimbat drumul și vin aici. La porți, flăcăi, să nu zică leahul că au intrat într-o cetate românească ca într-o țarină pustie. Dar noi suntem numai 19 și asta-i o oaste întreagă. Taci, mucosule, te tem că-i perii? Mare pagubă, un mișel mai puțin. Măria sa, regele Poloniei, vă face cunoscut să vă închinați. Cutezând a vă împotrivi, cetatea se va cotropi și garnizoana se va trece sub ascuțișul sabiei. Dur răspuns măriei sale că laude și îngroziri de astea am mai auzit noi și tot nu ne-a spăriet. Încă o dată vă întreb, vă închinați ori ba? Ba! Asaltul începu. Tunurile așezate pe scaune de lemn băteau necontenit cetatea. Plăieșii răspundeau cu gloanțe care nu făceau greș. Fieștecare împușcătură dobora câte unul din vrășmași. În ziua din tâi, doi vânători periră. A doua zi și a treia zi mai căzură 5 și se răniră 2. Seara, adunându-se lângă foc, văzură că au sfârșit munițiile și merindele. Ce este de făcut, tată? Și nu mai avem nici praf, nici merinde? Dacă e așa, atunci, mâine dimineață, urcă-te pe poartă și leagă în vârful sâneții un ștergar alb. Spune că închinăm cetatea cu tocmală, să ne lase sloboți să ieșim și să ne ducem unde vom voi. Ce este aceasta? Ce sunteți voi? Străjerii din cetate. Cum? Atâția sunteți? 10 din noi au pierit din mira măriei tale. Voi ați cutezat a vă împotrivi mie și am omorât atâția viteji? Nu meritați a muri de sabie, ci de ștreang. Spânzurați-i! Fie-mi iertare, sire! Dar acești viteji n-au făcut decât datoria lor patriotică și vrednică de toată lauda și au avut nenorocirea a câștiga făgăduința că vor fi slobozi. Voinicilor, sunteți slobozi. Mergeți în pace și spuneți copiilor și fraților voștri că ați avut cinstea a vă împotrivi 5 zile regelui de Polonia.
Îndată se făcu loc moldovenilor care, luându-și răniții, se îndreptară către munți, în vreme ce oastea se cobora încet la vale. Sfârșit. Reeditare 1986.